Notătorul român Robert Glință a luat startul în finala campionatului mondial de la Windsor, Canada. Robert a început bine cursa, la jumătatea cursei era pe locul 2, la egalitate cu rusul Andrei Shabasov. Robert a încheiat în cele din urmă finala pe locul 7, cu timpul de 50 de secunde și 52 de sutim. Australianul Mitchell Larkin a ieșit câștigător cu 49 de secunde și 65 de sutim, urmat de Shabasov și de chinezul Xu Jiao. În semifinale, Robert Glință, pregătit de antrenorul băimărean Adrian Gherghel, a fost înregistrat cu 50 de secunde și 37 de sutimi, stabilind de altfel și un nou record național. Robert Glință va mai concura la mondialele de la Windsor în probele de 50 și 200 de metri spate.